facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena. Bună ziua, dragi copii! Bună ziua, stimate doamne profesoare! Cum vă simțiți, copii? Aveți și de ce? Pentru că astăzi vă sărbătorim! Și nu oricum, cu baloane, cu dulciuri, cu aceste premii din spatele meu, cu o piesă de teatru extraordinară! În preajma zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în fiecare an activități dedicate vouă, dragi copii, cei mai bine prieteni ai noștri. Un eveniment mult așteptat de noi și de voi, a fost întotdeauna premierea câștigătorilor concursului Trofeul Micului Cititor. Eveniment la care ați venit astăzi cu aceeași bucurie din fiecare an și noi ne bucurăm alături de voi. Concursul nostru, Trofeul Micului Cititor, este gândit în așa fel încât să stimuleze prezența voastră la bibliotecă, să vă facă să iubiți lectura și să treceți de cât mai multe ori pragul bibliotecii noastre. De aceea acest trofeu va merge la cei mai împătimiți dintre voi, la cei care ați devenit prieteni statornici ai bibliotecii și la cei care iubiți cărțile. Criteriul hotărător pentru decernarea premiilor a fost, deci, fidelitatea voastră față de bibliotecă, fidelitate exprimată în numărul de împrumuturi de carte. Am hotărât să vă premiem pe cei care v-ați arătat a fi cei mai interesați de cărți, care ați fost în permanență în legătură cu Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva. Am avut astfel convingerea, dragi copii, că cu cât ați frecventat mai des biblioteca, cu atât ați citit mai mult. Iar acest lucru este demn de toată lauda și trebuie premiat, voi toți fiind câștigătorii Trofeului Micul Cititor, ediția 2022! Prin acordarea acestor premii, am dorit să ne apropiem și mai mult de voi. Să simțiți biblioteca ca pe un spațiu cald, primitor, cu oameni plini de suflet, gata oricând să vă recomande o carte, un autor, să vă vorbească despre viața cărților. Sper că am reușit acest lucru. Am reușit? Mulțumesc! Trebuie să menționez faptul că am putut oferi premiile datorită Consiliului Județean Hunedoara prin domnul Costel Avram, administratorul public al județului, un om care alături de președintele Laurențiu Nistor ne susține și ne este alături la toate activitățile culturale și a unui iubitor de cultură, un om care iubește copiii și este mereu gata să sprijine activitățile noastre, în mod deosebit pe cele destinate copiilor. Este vorba, în aplauzele voastre, de domnul Septimiu Lascău, administratorul societății Anorom, căruia îi mulțumesc pentru generozitate, pentru amabilitatea deosebită și pentru permanenta deschidere spre sprijinirea culturii și a educației. Domnule Septimiu Lascău, vă invit alături de mine. Și nu oricum, ci în aplauzele a 700 de copii!
Bine ați venit, vă mulțumesc din suflet, pentru că și de această dată ne sunteți alături. Vă rog. Mă bucur să văd și în acest an o sală plină de copii, de profesori și atâta energie pozitivă. Vă felicit că treceți pragurile bibliotecii, cititul, la un moment dat veți constata că vă va face campioni. Felicitări profesorilor care vă îndrumă, felicitări domnului Sebastian Bara, directorul bibliotecii și echipei care există la Biblioteca Județeană din Deva. Lucrurile importante au fost spuse de domnul director. Așteptăm festivitatea de premiere și bucurați-vă de premii. Mult succes în continuare! Vă rog să rămâneți alături de noi. Vă rog să faceți liniște, să ne putem înțelege. Pornind de la aceste gânduri, trecem la premierea acelor tineri cititori care s-au dovedit a fi cei mai buni prieteni ai cărții și ai cititului. Vom decerna astfel 3 premii și 10 mențiuni care vor recompensa pe cei mai fideli mici prieteni ai bibliotecii. Haideți să vedem cine sunt câștigătorii. Mențiune: Tudor Străuț Filip, clasa 1 Step by Step, școala gimnazială Andrei Șaguna, Deva, primește din partea noastră o trotinetă non-electrică, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Felicitări! Uite ce primești! Îl rugăm să rămână pe scenă, în partea aia. Aplauze, vă rog! O altă mențiune merge la Călin Mihai Curechean, clasa 6-a E, Colegiul Național DC Baldeva, care primește o trotinetă non-electrică, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Călin Mihai Curechean. Tudor Mihai Blidar, clasa 7-a, Colegiul Național Pedagogii Regina Maria Deva, primește o trotinetă de așez, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Corina Andreea Mera, este? Hai, Corina! Clasa 4-a B, Colegiul Național Pedagogii Regina Maria din Deva, primește o trotinetă, un set de protecție, o cască polisport, urbia și cărți și diplomă. Hai, te rog, aici! Cu plăcere! Să te și trotineta! Felicitări și o fotografie alături de noi! Aplauze, vă rog! Alvin Alexandru Dan, clasa 1 Step by Step, Liceul Tehnologii Transilvania din Deva, primește de asemenea o trotinetă, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Vine pe scenă și nu oricum, ci în aplauzele voastre. Felicitări și diploma, te rog. Hai să ne întoarcem cu fața la copii. Așa, cu diploma așa. Felicitări. Te rog să mergi împreună cu colega mea. Robert Junie,
Clasa 4-a B, Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva, primește o trotinetă, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Felicitări. Gisela Hadasa Vidoni, clasa a 6-a Arte Plastice, Liceul de Arte Sigis Bundotuta din Deva, primește de asemenea o trotinetă, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Felicitări. Irina Elena Țeculescu, clasa 5-a C, Colegiul Național Pedagogii Regina Maria Deva, primește din partea noastră o trotinetă, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Felicitări! Maria Alexia Herzeg, clasa 1-a D, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva, primește o trotinetă, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Felicitări, Maria! Du-te să-ți iei și trotineta. Ultima mențiune, Dania Maria Vârdea, clasa 2-a D, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva, primește de asemenea o trotinetă, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Felicitări! Ai grijă? Suntem pe podium, locul 3. Locul 3, Albert Plutariu, clasa 6-a C, Colegiul Economic Emanuel Goșdu Hunedoara, primește un hoverboard, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Bravo, Albert! Felicitări! Haideți să-l aplaudăm! Felicitări! Să rămâi, te rog! Locul 2! Mădălina Elisa Crețu Tomuța, clasa 3-a B, Școala Gimnazială Andrei Șaguna din Deva, primește din partea sponsorului nostru o bicicletă, un set de protecție, o cască, cărți și diplomă. Felicitări! Ai și o bicicletă, sper să-ți fie bună. Haideți să o aplaudăm! Locul 1. Haideți să facem un pic de liniște, să vedem cine a câștigat anul acesta trofeul micului citor. Teodor Mihai Iovan, clasa 5-a C, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva, primește din partea domnului Septimiu Lastău o trotinetă electrică, un set de protecție, o cască.
Moldova! Trofeul! Ce-am învățat astăzi, copii? Dacă ai carte, ai parte! Și într-adevăr, colegii voștri au avut parte de premii extraordinare oferite de Consiliul Județean Hunedoara și de firma Anorom, reprezentată de domnul director general Septimiu Lascău. Vom face și o fotografie de grup și le-am pregătit câștigătorilor încă o surpriză. Alin, Gabor, așteptăm surpriza! Haideți să-i ajutăm să coboare de pe scenă, sunt încărcați de premii. Colegii mei vă așteaptă pe partea stângă a scenei. Haideți, vă rog! Fără ăsta. Îi lăsați să coboare așa, fără muzică, fără aplauze?
Nu i-am uitat nici pe profesorii care s-au ocupat zi de zi de voi copii, care v-au recomandat cărți specifice vârstei și v-au îndrumat spre bibliotecă. Iar pentru toate acestea le vom oferi premii constând în diplome și cărți. Organizarea îndrăgitului concurs, trofeul micului cititor, nu ar fi fost posibilă fără implicarea entuziastă a cadrelor didactice, cele care zi de zi au fost alături de voi și v-au insuflat dragostea pentru citit. Munca lor neobosită, plină de dăruire, devotamentul pe care îl dovedesc an de an pentru educarea și modelarea voastră, dragi copii, s-au bucurat întotdeauna de apreciere din partea Bibliotecii Județene Ovidiu Sușanu. Dragi copii, am făcut o înțelegere la început. Dacă faceți liniște, la final vă așteaptă alte și alte surprize. Condiția este să faceți liniște, da? Bravo! Așadar, urmează premierea profesorilor voștri. O să-i chem pe rând pe scenă, dar nu oricum, ci în aplauzele voastre, da? Diplomă se acordă doamnei profesoare Elena Indrei de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva pentru participarea la Trofeul Micul Cititor, ediția 41. Felicitări! Haideți să faceți o fotografie cu noi. Nu, merge în sală. Diplomă se acordă doamnei Alina Boitoș, profesor învățământ primar la Liceul cu program sportiv Cetatea Deva, pentru participarea la Trofeul Micul Cititor, ediția 41. Doamna Alina Boitoș este? Da, este. O așteptăm. Haideți, vă rugăm la fotografie alături de noi. Doamna profesoară, haideți aici. Doamna profesoară. Doamna profesoară, aici vă rog. Mulțumim. Vă rog. Diplomă se acordă doamnei Cristina Draica, profesor învățământ primar la Liceul cu program sportiv Cetatea Deva, pentru participarea la Trofeul Micul Cititor, ediția 41. Felicitări! Mulțumim! Diplomă se acordă doamnei Adriana Drăgan, profesor învățământ primar la Liceul cu program sportiv Cetatea Deva, pentru participarea la Trofeul Micul Cititor, ediția 41. Felicitări! Diplomă se acordă doamnei Zina Frenț, profesor învățământ primar la Liceul cu program sportiv Cetatea Deva, pentru participarea la Trofeul Micul Cititor. Felicitări! Diplomă se acordă doamnei Bianca Marian, profesor învățământ primar la Liceul cu program sportiv Cetatea Deva, pentru participarea la Trofeul Micului Cititor. Felicitări!
Diplomă se acordă doamnei Mihaela Dobra, profesor învățământ primar la Liceul de Artă Sigismund Oduță din Deva. Un semn de la Mihaela, se poate? Diplomă se acordă doamnei Adina Florea, profesor învățământ primar la Liceul de Artă Sigismund Oduță din Deva. Copii, haideți să facem liniște, să le aplaudăm pe doamnele profesoare, cele care vă sunt alături zi de zi. Felicitări și noi vă mulțumim. Drag. Mulțumim. Diplomă se acordă doamnei Daciana Gianu, profesor învățământ primar la Liceul de Artă Sigismund Oduță din Deva. Diplomă se acordă doamnei Amina Mitrofan, profesor învățământ primar la Liceul de Artă Sigismund Oduță din Deva, pentru participarea la trofeul Micul Citor. Mulți ani, mulți ani la toată lumea. Mulțumim și noi. Diplomă se acordă doamnei Elena Daniela Marinescu, profesor învățământ primar la Liceul de Artă Sigismund Oduță din Deva, pentru participarea la trofeul Micul Citor, ediția 41. Felicitări! Diplomă se acordă doamnei Daniela Apetroaia, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva, pentru participarea la trofeul Micul Citor, ediția 41. Daniela Apetroaia. Diplomă se acordă doamnei Mariana Rodica Borzei, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva, pentru participare la trofeul Micului Citor. Felicitări! Mulțumim și noi. Diplomă se acordă doamnei Iuliana Mihaela Cânda, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Felicitări! Diplomă se acordă doamnei Cristina Claudia Crișan, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Felicitări! Diplomă se acordă doamnei Delia Enache, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Doamna profesoară Delia Enache este?
Nu este. Dar doamna Petruța Aurora Grecu este? Este. Haideți să o aplaudăm pe doamna profesoară. Felicitări. Diplomă se acordă doamnei Petronela Viorica Luncan, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Felicitări. Diplomă se acordă doamnei Claudia Maria Lup, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Felicitări. Diplomă se acordă doamnei Cristina Simedrea, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Diplomă se acordă doamnei Adelina Stănculescu, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu. Felicitări. Mulțumim și noi. Diplomă se acordă doamnei Carmen Tăgârță, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu. Felicitări. Mulțumim și noi. Diplomă se acordă doamnei Marinela Ilie, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Transilvania din Deva. Felicitări. Diplomă se acordă doamnei Natalia Popescu, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Transilvania din Deva. Felicitări. Diplomă se acordă doamnei Gabriela Răfăilă, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Transilvania din Deva. Felicitări pentru tot ce faceți. Diplomă se acordă doamnei Carmen Tripon, profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Transilvania din Deva. Haideți, copii, să facem liniște, să rămâneți la locurile voastre, pentru că surprizele continuă. Felicitări! Diplomă se acordă doamnei Cosmina Ramona Costa,
profesor învățământ primar la școala gimnazială Andrei Șaguna din Deva. Felicitări! Diplomă se acordă doamnei Ramona David, profesor învățământ primar la școala gimnazială Andrei Șaguna din Deva. Mulțumim alături de dumneavoastră, de acești copii minunați. Diplomă se acordă doamnei Sorina Maria Dănilă, profesor învățământ primar la școala gimnazială Andrei Șaguna din Deva. Doamna Sorina Maria Dănilă, odată de două ori. Diplomă se acordă doamnei Oana Miheț, profesor învățământ primar la școala gimnazială Andrei Șaguna din Deva. Copii, eu nu vă aud aici! Felicitări, Oana! Felicitări, Oana! Ei, a treia oară este cu noroc, doamna profesoară Sorina Maria Dănilă! Felicitări! Sunt dragi! Haideți să le aplaudăm pe toate doamnele profesoare din această sală! Numai atât puteți! Mulțumim încă o dată Consiliului Județean Hunedoara, mulțumim firme Anorom, reprezentată de domnul Septimiu Lascău, sponsorul ediției din acest an a Trofeului Micului Cititor. Mulțumim, vă invităm. Mulțumesc de asemenea Teatrului de Artă din Deva pentru găzduire. Mulțumesc firmei Bell Sound Studio pentru excepționala sonorizare. Mulțumesc vouă, dragi copii, pentru că împreună am organizat cea de-a 41-a ediție a Trofeului Micului Cititor. Mulțumesc de asemenea colegilor mei, vă doresc vacanță plăcută, ne revedem în luna septembrie! Haideți să vă luați și baloane! Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari.
Farmacia inimii Catena. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea, Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii Catena.